nostru, domnul Dumitru Ciupășenco. Bună ziua, stimați șoldăneștini! Vă mulțumim pentru invitația aici, în orașul dumneavoastră. Dumneavoastră știți că domnul Renat Ausatăi nu poate participa în alegerile a președintelui, pentru că el, de fapt, a fost scos a doua oară din alegeri. Prima dată s-a întâmplat în noiembrie 2014, când partidul condus de domnul Ausatăi a fost scos în mod barbar și ilegal din alegerile parlamentare. A fost o falsificare a alegerilor. A doua oară, anul acesta, pe data de 4 martie, Curtea Constituțională a schimbat, de fapt, Constituția, însă a uitat să schimbe și încă un punct cu vârsta. Ei au lăsat 40, dar n-au întors la 35. Și domnul Ausatăi, care e 38, nu poate participa în alegeri. Partidul nostru, în fruntea cu președintele său, domnul Ausatăi, mi-au propus mie să candidez pentru funcția de președinte. Eu am acceptat, dar am spus că o fac și noi toți o facem cu o singură condiție, că noi mergem în campanie în mod foarte serios, mergem pentru a da jos acest regim, pentru a deschide calea pentru alegeri parlamentare anticipate, a câștiga alegeri și a avea în Moldova un guvern care, în sfârșit, va face ceva bun. Noi mergem în aceste alegeri cu un document cheie. Este proiectul decretului numărul 1 a președintelui Republicii Moldova cu privire la dizolvarea Parlamentului. Și permiteți-mi să dau citire acest proiect. Decret numărul 1, privind dizolvarea Parlamentului. Pentru executarea voinței cetățenilor, exprimate în alegerile președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolul 2 alineatul 1, articolul 38 alineatul 1, articolul 39 alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și al articolul 76 alineatul 3 din Codul Electoral, Președintele Republicii Moldova decretează 1. Parlamentul de legislatură a 20-a se dizolvă. 2. Se stabilește data de, probabil, februarie 2016 pentru desfășurarea alegerilor în nou parlament. 3. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Punct. Deci, acesta este angajamentul nostru, este planul nostru. Noi propunem cetățenilor să susțină candidatul partidului nostru și să-i dea lui un mandat, o poruncă, o însărcinare să semneze acest decret. De fapt, fiecare vot pentru candidatul partidului nostru înseamnă o semnătură a cetățeanului pe acest document. Vom aduna 100.000 de semnături, un jumătate de milion, un milion de semnături. Toți oamenii, de fapt, vor semna pentru acest decret. Va fi un decret a întregului popor. Președintele îl va semna ultimul, va fi ultima semnătură a președintelui pe acest decret. Președintele trebuie să treacă de partea poporului. Și împreună noi vom birui, eu sunt sigur.